Începem un nou vlog, așa pe seară. Am aici decorațiunile de la Jumbo, pe care voi le-ați văzut deja, vi le-am filmat, trebuie să le pun la loc în sacoșica asta, pentru că o să decorăm tot împreună. Pe fundal mi-am pus muzică de Crăciun, așa că o să fie o seară așa foarte cozy. Cutia aceea trebuie să ajungă pe balcon, astea la loc, miuța dincolo neapărat, iar apoi vedem ce mai facem pe seara asta, dar începem un nou daily vlog, așa, în forță. Și altceva puteam să începem dimineața de astăzi, dacă nu, cu un morman de haine de pus la loc. Sunt hainele luate de pe uscător, trebuie să le pun la loc, pentru că vreau să fac loc pe balcon, să duc biroul și scaunul, pentru că încep să fac loc pentru ziua mea și pentru Brad. Cutia aia n-am mai reușit să o mai duc la părinții mei, dar o să meargă pe balcon și o să o duc duminică. O vor lua ei când o să plece la mine. Aici am sacoșa cu decorațiunile din Jumbo, pe care sper să pot să le așez astăzi și mâine. Acolo am comandă de pișeni cu decorațiuni pentru ziua mea, iar acolo am câteva produse pe care trebuie să le arunc din clipulețul acela Empties. O să trebuiască să scot ce este acolo și să decorez. Aici la fel, ăla este un balon pentru Mia. Acolo am cana de cafea pe care am terminat-o în dimineața asta. Dar ideea este că la 9:30 am programare la salon, după care la 10:30 termin. Aș vrea să merg să iau brăduțul astăzi. Trebuie să dau cu aspiratorul aici, înainte să aduc bradul. Așa că toată zona aia trebuie să fie liberă, pentru că acolo o să fie bradul. Și imaginați-vă cam cât de dimineață este, că acum răsare soarele. Dar ne începem ziua. Momentan trebuie să pun hainițele astea la loc. Și imaginați-vă că la această oră eu sunt deja spălată pe păr, uscată și machiată. Pentru că Mia s-a trezit la 4:45. Cumva undeva de pe la 4:20 începuse să fie obrăznicuță. Așa că la 4:45 m-am trezit și m-am dus, m-am spălat pe păr, m-am machiat, ca să pot să fac asta aici cât doarme Florin, ca să nu-l trezesc. După care o să mă duc el la salon, o să-l trezesc undeva, cred că pe la 9, ca pe la 9 și un pic să plecăm. O să se întoarcă acasă, eu o să-mi termin programarea, după care o să vină să mă ia de la salon ca să mergem să luăm brăduțul. Astăzi este o zi atât de plină. Sunt un picuț acasă la amiază, după care la 1:30 merg la salon și lucrez până la 8. Asta nu-i prea drăguț. Dar vă iau și pe voi astăzi cu mine. Începem un nou daily vlog. Chiar dacă l-am început aseară, dar nu v-am arătat foarte multe chestii, n-am făcut extrem de multe aseară, așa că putem să spunem că începem astăzi oficial daily vlogul început de aseară. Dar vedem ce reușim să facem astăzi. Nu știu exact dacă ăsta o să fie daily vlogul cu bradul sau cu decoratul de casă. S-ar putea să îl filmez și să-l editez separat, dar o să vedem. Vă țin la curent. Dar momentan merg să rezolv asta. Trebuie să rezolv colțul ăsta de aici. Dar așa ca idei, voiam să vă arăt la această oră minunată, că nu este nici 8 ceasul. Câte chestii am reușit să fac până la ora asta și câte mai trebuie să mai fac de acum până plec la salon. Gata, am terminat aici. Le-am pus pe categorii, le-am împăturit și urmează să le duc în dulap. Și dacă nu ați văzut vlogul trecut în care mă plângeam că nu-mi place să pun la loc hainele pe care le iau de pe uscător, ce să vedeți, mă plâng și în vlogul ăsta ca să știe toată lumea. Gata, am terminat aici. Până se trezește Florin ca să pot pun hainele la loc în dormitor să nu-l trezesc pe el, o să pun să strâng de aici. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell a sound that's oh so dear. Cafea, cafea. Mi-a luat Florin cafea, că am lucrat eu.
Gata, am terminat. Mergem să luăm brăduți. Am venit la Brico să vedem că au și aici brăduți și mergem și până la Dedeman. La Dedeman am văzut și acum când am fost, dar vrem să ne uităm un picuț și aici și acolo. Mergem la Dedeman. Aici erau prea mici cei care erau de pus în suport și mai aveau de pus în ghiveci și erau tot cu ghiveci. Eu caut să pun un suport pentru că am suport cu apă și erau prea mici. Așa că mergem la Dedeman să vedem mai pizi cum sunt brăduții de acolo. Dar eu îmi doresc să-l cumpăr astăzi. Gata! L-am luat de la Dedeman și este tare drăguț. Watch out for rain, these are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. We climb down the chimney at the speed of light. Ia uitați! Singura problemă este că ne trebuie o bărdiță pentru aia. S-ar putea să fie prea lată pentru suport. Dar vedem. O să vedem apoi. Vedem dacă ne încape. Ne încape. Ta-da! Sunt foarte fericită. Am ajuns acasă. Am luat brăduțul. Finalizez aici hăinuțele alea, că n-am mai apucat să le mai duc înainte să plec. Și mântăm aici brăduțul. Și văd ce reușesc să fac până plec la salon. Am și cam întorc iarăși. Ceasul este 11 și un pic. Vedem ce reușim să facem. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Avem brăduți! Yay! Este superb! Îmi place foarte tare și miroase foarte tare a brad. Cred că abia așa îl vedeți voi, cum este el de fapt. Este superb! Am început să punem pe el instalația. O să văd cât reușesc să fac până plec eu la salon cu Florin, dar nu ne-a ajuns instalația, deci nici n-am crezut că nu o să-mi ajungă. Deși acum, uitându-mă la produs cât este de mare, s-a dus Florin să mai iau dintre asta și o să vedem dacă ne ajung două, dar nu o să mai cumpărăm apoi încă una. Și asta este destul de mare, este de... Stați așa să văd unde scrie aici. 6,3 metri și nouă ne-a ajuns atâta, dar vrem să o mai lărgim un picuț pe aia de sus și să mai venim cu încă una și ar trebui să ne ajungă două. Până vine Florin, o să vreau să pun ață la globurile astea și la astea de aici trebuie să pun ață. Extrem de multe ori mai târziu am ajuns acasă de la salon, am și rezolvat astăzi o mulțime de chestii și atât de multe gânduri și situații am întâmpinat astăzi încât parcă tot am așa un nod în gât în continuare, deși s-o rezolva cu bine tot ce trebuia să rezolvi, dar parcă în continuare am așa o stare ciudățică. Am mai cumpărat o instalație dintre asta ca să completăm aici. Sper să ne ajungă două. Și am mai luat una exact la fel și vreau să vă spun că am fost în 1, 2, în 3 magazine Pepco. Și asta era ultima din mall, din Pepco-ul, din mall-ul mare. Asta era ultima, prin spate așa de tot. Am scos foarte multe cutii cu instalații ca să o găsim pe asta, pentru că nu găseam cu lumină caldă, toate erau cu lumină rece. Acum sper să și meargă, când am încercat-o, imediat o încerc. Sper să meargă, să funcționeze bine. Merge. Deci mă apuc să o pun aici. Florin a plecat ca să mai rezolvi chestii pentru ansamblu, așa că o să încep să-l împodobesc eu singurică și când o să vin el acasă o să mai completeze și el. L-am întrebat dacă vrea să-l aștept ca să-l împodobim împreună și mi-a spus să încep eu că poate nu durează foarte mult la el și o să poată să vină și el să punem împreună. Avem depus după instalații globulețele și toate fundițele, decorațiunile. Iar aici mi-am pus la șemineu, aveam blițul, aici mi-am pus la șemineu câteva decorațiuni, acolo este ud pentru că l-am șters. Mi-am pus câteva decorațiuni, dar nu o să rămân așa. Aici vreau să am crenguțe de brad și cu instalații în crenguțele acelea de brad, dar momentan le-am pus ca să pot să le scot din sacoșica aceea de la Jumbo. Cred că o să arate foarte drăguț la final și mai am acolo câteva decorațiuni și cu toată boxa aia o să văd ce o să fac. Oricum de ziua mea asta o să meargă la intrare pe hol pentru că o să trebuiască să fac spațiu. Am pus acolo masa pe care urmează să o deschid atunci de ziua mea ca să pot să pun pe ea mâncarea.
Dar cumva încerc să fac loc la tot, așa, încadrarea asta cu brăduțul și cu decorațiunile de Crăciun. Deci am încercat să o așez încât să ajungă. Singura problemă este că sunt diferite. Și mi-am dat seama acum la nuanță, nu știu dacă voi o să vă dați seama, dar cred că da. Asta de sus este mult mai galbenă, asta este un galben un picuț mai puțin intens. Mi-am dat seama că sunt diferite când am verificat cutiile, cutii care arată așa. Dar nu mai țineam exact minte, oricum ar fi doar asta era singura variantă de instalații în genul ăsta mare pe care am găsit-o. Așa că oricum tot pe varianta asta am fi mers. Dar ca idei. Hey, Santa, the city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere inside, and all of the presents are still by the tree. They don't mean a thing till he's here with me. If you know where he is, please give him a ride, and I will wait here by the candlelight, 'cause his love is all I need, and my gata și brăduțul. Mai am câteva globulețe aurii, cele pe care vi le-am arătat eu și v-am spus că nu știu dacă le pun, astea mai exact, care îi dau foarte bine, așa că o să trebuiască să punați în ele mâine, sau poate chiar acum, și să le pun și pe ele și să îndrept un picuț steaua aia, că am pus-o strâmb pentru că m-am urcat pe un scaun ca să o pun și stăteam să nu cad, că am rămas cu o traumă după experiența Danei. Așa că mi-a fost un picuț frică, sincer, să mă urc pe scaun ca să mă întind cu mâna sus să ajung acolo. Dar cam așa arată brăduțul meu. Îmi place tare, tare mult. Mi se pare așa, parcă un brăduț de poveste. Arată foarte bine. Și o să revin cu rezultat și aici, când o să pun ghirlanda aceea de brăduț. Candlelight, but here's the love is all I need.
miuța mea, care mereu când fac baie în cadă, vine și se pune aici pe prosopul meu și stă cu mine până termin baia. Dar mereu vine și adorme aici cu mine. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și vreau să vă zic că ea toarce numai dacă o bag în seamă. Fără să o ating, fără să-i fac nimic. Doar dacă vorbesc cu ea, începe să toarcă. Cam asta a fost cu brăduțul meu de anul acesta. O să văd dacă o să mai iau pe parcurs ceva decorații unde să mai adaug. Dar în principiu îmi place mult mai mult decât cel de anul trecut și este mult mai încărcat. Arată foarte bine și să știți că se potrivește chiar dacă este cu roșu și auriu. Am fost și m-am demachiat, m-am schimbat și o să mă pun la somn. Și clipulețul de astăzi cred că o să apară la voi în prima zi din luna decembrie. Așa că pot să vă spun că oficial am deschis Vlogmas cu acest clip crăciunistic. Așa s-a nimerit, n-a fost în plan să încep Vlogmasul cu brăduțul, dar așa s-a nimerit. Sper eu să pot să postez mult mai des în luna decembrie, poate nu chiar în fiecare zi, dar sper să pot să postez des. O să vedem cum o să se desfășoare luna decembrie, pentru că o să aibă loc foarte multe schimbări, inclusiv din luna ianuarie. Dar o să vedem cum o să fie și luna decembrie, o să fie o lună foarte plină. Dar este o lună pe care eu am așteptat-o tare, tare mult. Așa că o să și fac încheierea clipulețului aici. Ca mâine dimineață să pot să încep un alt daily vlog. O să văd, o să încerc să postez mult mai multe daily vloguri anul acesta, în luna decembrie. Dacă nu o să am ce să vă arăt într-o zi, poate o să leg două zile. O să vedem, v-am spus, nu vreau să numerotez vlogmasul, în schimb aș vrea să postez aproape zilnic, dacă se poate chiar zilnic în luna decembrie. Sper eu să îmi și iasă. Dar cam asta a fost ziua de astăzi, cu multe peripeții, cu multe bătăi de cap și dureri de cap și noduri în gât și în stomac. Dar mă bucur că toate s-au rezolvat și că o să fie bine. Cam asta a fost brăduțul meu și decorațiunile. Trebuie să mai completez. Poate mâine merg să-mi iau crenguțe de brad și o instalație mai micuță ca să pot să termin șemineul, ca să fie așa și șemineul foarte decorat. Iar apoi o să înceapă pregătirile pentru ziua mea de naștere, pentru că ziua mea de naștere este pe 3 decembrie. Mâine este iarăși ziua mea, pentru că este Sfântul Andrei, pe mine mă cheamă Andreea, și pe 6 decembrie iarăși o să fie ziua mea, că mă cheamă și Nicoleta. O să sărbătoresc așa o săptămână întreagă, dar nu o să fac mare lucru, mâine lucrez. Nu este o mare petrecere pentru mine mâine, așa că o să fac încheierea clipulețului de astăzi aici. Sper tare mult că o să reușesc să mă țin de Vlogmas, dar o să vedem. Aveți grijă de voi! Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, puteți să mă susțineți și cu un like. Iar noi o să ne vedem în clipulețul următor, pe care eu o să-l încep mâine dimineață, dar voi o să-l vedeți pe 2 decembrie, cred eu. O să vedem cum o să reușesc să le postez, ca să am timp să le și editez. Aveți grijă de voi! Vă pup! Pa, pa! What a feeling, now it's time for Christmas.